Bună ziua! Vă rog să închidem ușa, invitați colegii în sală să putem începe ședința. Deci cu o prezență de 31 din 34, vă propun să începem ședința noastră ordinară a Consiliului Județean statutară. Așadar, vă propun, așa cum ați primit fiecare la mapă, pentru astăzi următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 23.12.2019. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier județean a domnului Mititelu Mihai, precum și mandatarea locului de consilier județean. Cei de la tehnic, s-aud un zgomot de fond. Dacă... Noi vă mulțumim pentru... Da, mulțumim pentru această îmbunătățire cu ambient muzical, dar nu-i necesar acum. 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean a domnului Năstase Claudiu Constantin, precum și vacantarea locului de consilier județean. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Bacău pentru Biblioteca Județeană Costache Sturza Bacău și a regulamentului de organizare și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană Costache Sturza Bacău, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații capitale și reabilitare la secția gastroenterologie Spitalul Județean de Urgență Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reparații capitale centrale termică, înlocuire, utilaje și rețele termice la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil în anul 2020. 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii de guvern 884 din 2004, cu modificările și completările ulterioare valabile pentru anul în curs. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medici la principalele produse agricole și almase verzi de pășune pentru anul 2020 în județul nostru. 11. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări, servicii stabilite conform legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ordinul Ministrului Finanțelor Publice din 2017 pentru anul 2020. 12. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției 65 din inventarul domeniului public al județului Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean 89 din 20.12.99, cu modificările și completările ulterioare. 13. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul acesta a doamnei Coșa Maricica Luminița, subprefect al județului Bacău. Am să propun să-l aduc la numărul 2 și am să rog pe doamna director Sava să o anunțe pe doamna Coșa să vină în sală. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maier Constantin Ienea al județului Bacău pentru anul 2020. 15. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acesteia. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău
și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău, 18 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, consolidare drum județean 241A cu ziduri de sprijin. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, recalibrare albie poduri și reabilitare poduri pe drumul județean 241. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații capitale la clădirea centrul școlar C11. 21 proiect de hotărâre privind pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 55 pe 2017 privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădirii, centru școlar C11 în cadrul PNDL. 22 proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru perioada 2014-2023. 23 informare privind planul strategic cuprinzând principalele obiective, acțiuni și indicatori de performanță minimal pentru serviciul polițienesc recomandate Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2020. Vă supun la vot cu acest amendament 13 să ajungem la punctul 2. Cine este de acord? Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Sava, ați anunțat-o pe doamna? Ținând cont de ordinea de zi, la ședința de astăzi au fost invitați să participe directorii și directorii executive de la instituțiile subordonate Consiliului Județean, precum și reprezentantul Inspectoratului de Situații de Urgență și directorul executiv al Direcției pentru Agricultură. De asemenea, directorul executiv și directorul executiv adjunct ai aparatului de specialitate, ai direcțiilor aparatului de specialitate și reprezentanții mass mediei. Pentru început am să dau cuvântul doamnei secretar Zară, vă rugăm. Potrivit prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune de aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, solicităm aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău, din data de 23 decembrie 2019. Mulțumesc. Dacă sunt observații a procesului verbal, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 2, am zis că este punctul 13, până bine, doamnă, să trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei prin demisie a mandatului de consilier județean domnului Mititelu Mihai, precum și vacantarea locului de consilier județean. Deci, constatăm încetarea de drept a mandatului de Consiliu Județean, precum și vacantarea locului de Consiliu Județean, se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative. Poftiți, doamna, aici. Poftiți aici. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de Consiliu Județean a domnului Mititelu Mihai, precum și vacantarea locului de consilier județean. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al autorității teritoriale de ordine publică a doamnei Coșa Maricica Luminița, subprefect al județului Bacău. Conform hotărârii de guvern, încetarea exercitării cu caracter temporar prin detașare în condiții legale a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotârleț Paul Claudiu, aceasta își pierde calitatea de membru al autorității teritoriale de ordine publică Bacău, ne mai îndeplinim funcția care a determinat desemnarea sa în acest organism. Astăzi, în această funcție publică de subprefect, este doamna Maricica Coșa, pe care o
cunoașteți cu toții, așadar vă supun spre aprobare, este prezent aici. Proiectul de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, mandatul 2016-2020. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Doamna Coșa, vă doresc mult succes! Mulțumesc mult, domnule președinte! Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru votul pe care vi l-ați acordat astăzi. Trebuie să vă mulțumesc și totodată să vă mulțumesc frumos că sunt vizibil emoționată datorită faptului că am pornit mulți dintre dumneavoastră în anul 2016 începutul acestui mandat împreună cu domnul președinte. Iată că anii au trecut, viața ne-a dus pe fiecare acolo unde este locul, cu bune, cu rele. Am învățat foarte multe din Consiliul Județean și pentru acest lucru trebuie să mulțumesc și angajaților Consiliului Județean și tuturor colaboratorilor. Vă mulțumesc tare mult și mult succes! Cu permisiunea dumneavoastră o să mă retrag pentru că sunt așteptată la opinia. Mulțumesc! Mulțumesc! Succes în mulțumesc! Noi mergem mai departe. Avem un proiect de hotărâre în care trebuie să luăm cunoștință de și să constatăm încetarea de drept în calitate de consilier județean a domnului Năstase Claudiu Constantin, drept pentru care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatării încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean a domnului Claudiu Năstase Constantin, precum și vacantarea locului de consilier județean. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Am să rog acum pe doamna director Sava, de la Resurse Umane, Direcția de Resurse Umane, Management Resurse Umane, pentru următorul punct al ordinii de zi, o sinteză. Mulțumesc mult. Dacă sunt observații, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct, doamna director. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind înlocuirea domnului Bârlădeanu Sorin cu doamna Vorniciță Irina în calitate de supleant vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea. Legea se face. Da, e bine. Da. Și actualizarea componenței acesteia. În urma examenului, a concursului, director general adjunct este doamna Vorniciței Irina, iar începând cu data de 1.1.2020, doamnei Vorniciței Irina, director general adjunct, asistență socială, se delegă atribuțiile corespunzătoare funcției de vicepreședinte la Comisia pentru Protecția Copilului Bacău. Da.
față de cele prezentate în conform cu procedurile legale și codul administrativ, cu completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind înlocuirea domnului Bârlădeanu Sorin cu doamna Vorniciță Irina în calitate de supleant vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și actualizarea componenței acesteia. Dacă sunt intervenții, domnule Chită. Domnule președinte, la acest proiect a trebuit să fie doamna Tuțoară Mustafa. Cine? Doamna Tuțoară. Comisia pentru protecția copilului, președintele comisiei, așa cum prevede legea, este secretarul județului, doamna Zara, și comisia este în subordinea Consiliului Județean, nu este subordinea direcției. Directorul general îndeplinește funcția de vicepreședinte acestei comisii, iar membru supleant al vicepreședintelui este direct, conform legii, este directul general adjunct. Punct. Deci nu facem altceva decât să aplicăm legea. Stimatic coleg, dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți, puteți oricând, și chiar vă rog, să solicitați până atunci, nu prin plen. Deci vă rog să vă deplasați, să mergeți la direcție, să mergeți la centru la Gâșteni, să faceți o discuție cu șeful de centru, cu salariații, împreună cu doamna director. Cred că există deschidere maximă pentru că aveți această calitate. Da? Doamna secretar, în funcția pe care o are de președinte, sigur, dacă poate să mergă. Da? Deci acum stați puțin, haideți să discutăm de Comisia pentru Protecția Copilului. Aceasta este o discuție separată pe care chiar vreau să vă deplasați acolo și data viitoare să... Nu are nicio legătură, sunt două chestiuni separate. Da? Deci componența comisiei și stabilirea componenței comisiei este în subordinea Consiliului Județean și nu în subordinea direcției. Ca atare, directorul general îndeplinește doar una din funcții care sunt prevăzute de lege. Deci nu este în subordinea dumneavoastră ca să fie prezent aici în urma unui demers pe care l-a făcut directorul general. Nu. Pe lege, secretarul general, care este președintele comisiei, conform acestor schimbări, a venit cu actualizarea comisiei. Punct. Dar ce treabă are comisia cu... Domnul consilier, nu văd legătura între componența comisiei și ce spuneți noastră. Nu am cunoștință de ceva ce se întâmplă. Dar situația e destul de grav. Chiar foarte, foarte, foarte grav. Ce s-a întâmplat acolo, nu știi nimeni în Consiliul Județean, noi suntem Consiliul Județean, parte de noi, nu? Să poate așa ceva, să nu știți ce s-a întâmplat la Tușe? Domnul Nechita, lăsați așa în aer ca și cum s-a întâmplat, nu știu ce. Nu știu ce, 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 nu Domnule, stați puțin. Domnule Chita, nu v-am trimis acolo în calitate de beneficiar. Nu, v-am trimis acolo în calitate de consilier județean. Deci în calitate de beneficiar trebuie să intrați în baza unei hotărâri. Deci, vă rog frumos, vă informați și veniți. Foarte bine. O invităm data viitoare pe doamna la următoarea ședință, care nu va fi prea îndepărtată, pe directorul general, împreună cu dumneavoastră, cu toate informațiile care... Vă rog până atunci să spuneți ce... Da? Să vă informați până atunci. Să... Da? Dacă aveți ceva să spui, vă rog să le faceți în scris către directorul general și să sunați, că aveți numărul de telefon, nu este niciun secret. Sunt foarte bine informat. Bun. Am reținut, așa o să la solicitarea noastră. Da. Nu, acolo avem beneficiari adulți, nu avem copii acolo. Păi nu are legătură.
legătură, da, cu Comisia. Exact. Nu are legătură cu Comisia de Protecție a Copilului. Facem discuții separată și vreau să o avem ca să nu lăsăm așa plutind în aer ce se întâmplă acolo și noi nu știm. Da, dacă mai sunt pe această temă, pe acest subiect la ordinea de zi, discuții. Dacă nu, vă supun la vot componența în ordinea actuală. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Vă mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi, 6, reparații capitale și reabilitare secției gastroenterologie la Spitalul Județean de Urgență. E vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Mergem acolo cu investițiile în continuare, pregătăm documentație pentru viitoarele lucrări de investiții și să dăm drumul la proceduri. Le aprobăm înainte de buget. Pregătim bugetul care, din păcate, spre deosebire de anul trecut, anul acesta de la Guvernul Liberal am primit cu 75 de milioane mai puțin. Și această grijă pe care o are domnul Nechita vis-a-vis de ce se întâmplă la direcție, vreau să vă spun, mai sunteți la guvernare și aș dori să vă implicați într-adevăr, așa cum a făcut-o cel puțin la nivelul guvernului PSD și să aduceți bani în județ, pentru că sistemul de protecție a copilului și de asistență socială este subfinanțat. Am primit o sumă derizorie de 26 de milioane care reprezintă 25% din necesar, respectând standardul minim de calitate, adică referitor la standard de cost, ceea ce va fi o perioadă dificilă pentru noi să vedem cum reușim să o gestionăm. Este grav. O să fac o analiză și o să venim în fața dumneavoastră cât am primit în fiecare an în ultimii 4-5 ani de zile. Domnul președinte, ar trebui să facem și o anchetă acolo, să vedem dacă... De acord. Într-adevăr, banii sunt puțini sau se redirecționează? Da, domnul Nechita, da? Cu siguranță. Să facem anchetă la niște uși închise. Aoleu, vă rog frumos, nu începeți cu asta. Da. Nu, Nechita, dacă tăceați, filozof, rămâneați. Pare rău. Deci dacă veniți data viitoare și ne arătați că e asigurată finanțarea la centură pe măsura seriozității și a mersului, așa cum merg lucrările la, de către antreprenori, că e un antreprenor serios și nu văd că nu se reușește finanțarea. Eu știu, fiecare dintre dumneavoastră care a gestionat banul public, că nu ai voie să angajezi o cheltuială dacă nu este prins în buget. Ca atare, acolo este un contract și în baza contractului respectiv trebuie asigurată suma. Așa că e bine ce ați spus, e bine să vă implicați și nu doar discuții, ci să ne arătați că de la 63, într-adevăr, e acoperitoare suma pe anul acesta și noi putem să finalizăm acolo. Domnul președinte, noi ne implicăm în regiunea. Da, nu rămâneți acolo. Vă rog, domnul vicepreședinte. Ziua, în atenție referatului de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și faza DALI pentru obiectivul de investiție ERK și reabilitare secție gastroenterologie Spitalul Județean de Urgență Bacău. Spitalul Județean de Urgență Bacău a înaintat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție proiect numărul 2 din 2019 ERK și reabilitare secției gastroenterologie, situată la etajul 4 din corpul C6 al spitalului. După cum știți, documentația realizată de SCCG Design Consul Iași propune următoarele soluții de modernizare, ce constau în compartimentări noi și reamenajări, înlocuirea totalitatea elementelor de finisare din încăperi, reabilitarea și redimensionarea instalațiilor electrice, iluminatul computerizat cu LED-uri prin programe BMS, înlocuirea instalațiilor termice, sistem de ventilare, instalația de fluide medicale, instalația de desfumare, instalația de apel și așa mai departe. Noile lucrări vor asigura creșterea calității și eficienței actului medical, satisfacția pacienților și a personalului medical.
față de cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul RGA și de aglomerare secție gastroenterologie, rezultat din proiectul numărul 2 din 2019, faza DALI, poate fi propus spre adoptare astfel, având valoare investiției de 4.516.290,23 lei, din care lucrări construcții montaj 2.158.314,49 lei, iar suprafața construită de secție este de 592,15 metri pătrați pe o durată de 6 luni de execuție. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vă supun la vot acest proiect important pentru sănătatea Băcăulenilor. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul vicepreședinte, vă rog și următorul punct. Vă supun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reparații capitale centrală termică, înlocuire, utilaje și rețele termice la Spitalul Județean de Urgență Bacău. După cum bine știți, necesar de energie termică la spital pentru încălzire, prepararea locală de consum și climatizare, alimentare, baterii de încălzire ale centralei de tratare a aerului și ventiloconvertoarelor din cadrul pavilionului medico-chirurgical este asigurat de centrala termică proprie. La momentul actual, durata normală de funcționare de 10 ani a cazanelor de apă caldă din cadrul centralei termice a expirat, fiind necesară efectuarea verificărilor tehnice în utilizare pentru investigații, examinări cu caracter tehnic, conform PT ISCIR C9 din 2010, luând în considerare complexitatea acestor investigații și examinări, costurile mari și posibilitatea de a nu obține autorizarea funcționării în continuare a cazanelor, se are în vedere înlocuirea cazanelor vechi cu 4 cazane noi, funcționarea în regim de condensare a caselor arse, precum și înlocuirea utilajelor și rețelelor termice aferente. Pentru realizarea acestei investiții, Spitalul Județean de Urgență Bacău, prin adresa 25050 din 19 adresa 2019, înregistrat la Consiliul Județean, a propus aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI printr-un proiect numărul 8 din 2019, întocmit de 10 instalate points RL în Mătura din județul Bacău. Față de cele prezentate, vă rog... Prima spuneți dacă sunt observații, dacă nu, eu vă supun la vot și acest obiectiv atât de important pentru sănătatea Băcăulenilor, care vin să completeze celelalte investiții de acolo, fie că vorbim de investiții din bugetul local, așa cum se întâmplă astăzi și este în execuție reparații capitale la corpul A și B, la pediatrie, compartimentul primirii urgențe la pediatrie a fost finalizat acum 2 ani și dat în folosință, secția de medicină legală, tot din bugetul propriu, stația de iepurare, rezerva de apă, stație de oxigen, fie că vorbim de investiții care sunt din fonduri atrase, din fonduri guvernamentale, de la Compania Națională de Investiții și pavilionul vechi este acum în plin proces de execuție a lucrărilor. Se lucrează acolo. E o investiție de peste 6 milioane de euro, fie că vorbim de investiții din fonduri atrase din fonduri europene. Și aici mă refer la extinderea unității de primiri urgențe și chiar numai ieri, iar alaltă ieri a fost aici o întâlnire tehnică pe consultant, proiectant, managementul, echipa de management de la Spitalul Județean, împreună cu specialiști din cadrul aparatul de specialitate a Consiliului Județean pentru a pune la punct graficul de lucru de implementare cât mai rapidă și de a da tot concursul la această lucrare. Extindere unității de primiri urgențe și heliport. De asemenea, se lucrează acum la caietul de sarcini pentru dotări ambulatorului de specialitate atât la copii și la adulți, dăm drumul și la această licitație care tot din fonduri europene și
rog acum, pentru că sunteți la guvernare, implicarea dumneavoastră pe lângă Ministerul Sănătății să obțineți finanțare pentru cel de-al doilea accelerator de particule la secția de radioterapie, a cărui buncăr, extinderea celui de-al doilea buncăr este în plină execuție, procedură de execuție de către managementul Spitalului Județean, cu finanțare de la Consiliul Județean. Sunt investiții importante în în sănătatea băcăoanelor și trebuie să ne ținem de de foaia de parcurs. De asemenea, parcarea în asociere cu primăria, ați văzut și la parcare și ce am discutat aici, intrarea și accesul mai rapid la compartimentul de primire urgențe la pediatrie, să fac pași importanți, vremea ține cu noi și văd că cu aportul și cu implicarea a societății de servicii publice la primăria municipiului Bacău, lucrurile înaintează într-un sens bun și este sub monitorizarea noastră. Da, dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următoarele puncte la ordine de zi se referă la indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în acest an. Direcția județeană, așa cum procedăm de altfel în fiecare an, în urma adresei primite de la Direcția Județeană de Statistică, nivelul ratei de inflație pentru anul 2019 a crescut cu 3,8% față de 2018. De asemenea, rata inflației pentru anul fiscal anterior comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este de 3,8%. Ca atare, propunem indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului cu 3,8% și stabilirea valorilor minimale acestea în vederea organizării licitațiilor, așa cum ele au fost prezentate în referatul de aprobare și cum le-ați discutat și dumneavoastră în ședințele le-ați analizat în comisiile de specialitate. Tarifele pentru închirierea bunurilor aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Inclusivă pentru 2020 vor fi indexate de asemenea cu rata inflației de 3,8%. Așadar, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului, valabile în 2020. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. De asemenea, actualizării valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii Guvernului din 2004, cu modificările și completările ulterioare valabile în anul 2020. De asemenea, se actualizează aici prin aplicarea ratei dobânzei de referință stabilită de BNR. Rata dobânzii, rata de referință a dobânzii este de 2,50% pe an, așadar se propune actualizarea valorii redevențelor cu 2,50% pentru cabinetele medicale aflate în domeniul privat al județului Bacău. Vorba de imobile de pe strada George Bacovia numărul 54, denumirea imobilului inventar, clădirii Leagă numărul 1 și cel de pe Mărășești, Policlinica Stomatologică. Dar vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorilor redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii de Guvern 884/2004 cu modificările și completările ulterioare. Valabile pentru anul 2020, pentru anul în curs. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. De asemenea, aprobarea prețurilor, următorul punct se referă la aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2020. Aici e vorba de ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale. Am primit prin adresa înregistrată la Consiliul Județean de la Direcția pentru Agricultură
propunerile privind prețurile medii ale produselor agricole și ale masei verzi de pășune pentru 2020, pentru a fi supuse aprobării și care vor avea în vedere la evaluarea în lei a arendei exprimate în natură, respectiv stabilirea chiriei sau redevenței. Valorile propuse de Direcția pentru Agricultură, Direcția Județeană de Agricultură, sunt cele prezentate în referat și în documentația dumneavoastră la culturile pe care le-ați avut posibilitatea să le analizați în comisiile de specialitate și le aveți la mapă, așadar vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acestui. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă nu sunt. Doamna director, e o abținere, da? O singură abținere. Doamna director Mitrea, vă rog pentru următorul punct al ordinii de zi. Ne-a transmis normele de venit valabile pentru anul 2020, în funcție de care se calculează impozitul pe venit datorat de contribuabili și persoane fizice care realizează venituri din activități de producție, comerț și prestări de servicii, pe raportul acestui de către Consiliul Județean Macau. La statuirea numărului de venit s-au avut în vedere prevederile legii 227/2015 privind impozitul fiscal, în care se prevede că norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantată în plată, în vigoare la momentul stabilirii acestea, în municipiul 12. Conform prevederilor legii numărul 53/2013 privind transparența decizională, la anunțul privind avizarea propunerilor normelor de venit pentru persoane fizice care realizează venituri comerciale, stabilite conform codului fiscal, a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Macau, a fost transmis pe publicare cotidianului de ștătare și a fost afișat la site-ul Consiliului Județean Macau. De asemenea, și Administrația Județeană a Financiilor Publice Macau a afișat propunerele de norme la vizierul instituției și a publicat pe site-ul propriu. Publicul interesat nu a trebuit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de acest normativ supus de spații publice. Am văzut vedere cele prezentate, că am zis că poate fi spre aprobare proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamne director, dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la abrogarea poziției 65 din inventarul domeniului public al județului, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean 89 din 20.12.1999, cu modificările și completările ulterioare. Despre ce e vorba? E vorba de un imobil, fostul complex de servicii comunitare numărul 4 Moinești, având numărul de inventar înregistrat atât în domeniul public al județului Bacău, cât și în domeniul public al municipiului Moinești. A existat un proces având ca obiect revendicarea imobiliară. În urma acestui proces, Consiliul a rămas definitivă decizia prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de Consiliul Județean Bacău, fiind menținută soluția instanței de fond de a respinge acțiunea ca inadmisibilă. Având în vedere emitentul celor două titluri de proprietate, de care se prevalează părți în speță Guvernul României, instanța a constatat că se va analiza ipoteza când titlurile de proprietate provin de la același autor. În această situație s-a aplicat regula potrivit căreia va avea câștig de cauză cel care a transcris actul, făcându-l opozabil în registre de publicitate imobiliară. Imobilul construcției situat în strada Capitan Zăgănescu numărul 1, suprafață de 668 de metri pătrați și terenul aferent în suprafață de 1972 de metri pătrați construcții. Curs construcției este înscrisă în cartea funciară a municipiului Moinești sub numărul cadastral 1886 în baza încheierii biroului de cadastru și publicitate imobiliară cu mențiunea că se află în proprietatea municipiului Moinești. Ca atare, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind
abrogarea poziției 65 din inventarul domeniului public al județului, aprobat în 1999, cu modificările și completările ulterioare. Deci, dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct se referă la planul de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maier Constantiniene, a județului Bacău, în fiecare an, la început, înainte de aprobarea bugetului, se propune în plenul Consiliului Județean planul de măsuri și acțiune a Inspectoratului pentru anul în curs, adică pentru anul 2020, care cuprinde măsuri și acțiuni rezultate în urma, în baza prevederilor actelor normative menționate. Suma necesară realizării acestor măsuri în acest an este estimată la 1.494.033, incluzând dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar aferente. Măsurile și acțiunile prevăzute în plan urmează a se finanța în limita fondurilor bugetare care vor fi aprobate cu această destinație din bugetul propriu al județului Bacău pentru anul 2020, cu respectarea dispozițiilor legale. Având în vedere cele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantinia a județului Bacău pentru anul 2020. De astfel, pentru Consiliul Județean a fost o prioritate activitatea Inspectoratului Situații de Urgență, venind să completeze, pentru că cealaltă sursă este de la minister direct, și vin să completeze în limita bugetului pe care nu l-a aprobat, făcând an de an investiții în funcție de necesarul și de specificul activității, ținând cont că ele conduc la o intervenție mai rapidă în ceea ce privește salvarea vieților omenești în acțiunile pe care le întreprind. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director Sava, următorul punct al ordinii de zi, vă rog, următoarele două, de fapt, sau trei. Organizarea rețelei școlare de învățământ special. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Vă rog, doamna director, următorul punct. Prin acest proiect am făcut modificarea acordului privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul miliției, prezenit evidența persoanelor Bacău și locurile acestea care face parte integrată din acest proiect, ținând cont de decizia civilă numărul 542/2019, procesată de Curtea de Apel Bacău, dosarul civil 1701, cu mențiunea că aceste lucruri s-au făcut în urma consultării reprezentanților salariaților potrivit legii. Iar a doua modificare, în prisma anexelor 6-14 la hotărârea Consiliului Județean, salariile de bază situate sub nivelul de 2030, se stabilesc la acest nivel, având în vedere dispozițiile articolului 1 din hotărârea Guvernului 935/2019, începând cu stabilirea salariului de bază minim universală și adaptată în bază. Potrivit că la început cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim universală care a dat în bază, se stabilește în factora de sporul 7 la 8, sunt la suma de 2.150 lei până pentru programul Maier 1. Față de cele prezentate, continuăm și pentru organizarea acestui proiect. Mulțumesc. Așa cum știți, și anul trecut și anul acesta, Consiliul Județean a aprobat și a stabilit salariile tarifare, nu în funcție de coeficienței respective, adică
am stabilit un nivel al salariilor pe care noi l-am păstrat. Deci nu la orice influență a crescut salariile încât să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem anul trecut, mă refer pe 2019, la fel și anul acesta, ținând cont și de investițiile pe care le avem încât să menținem un echilibru. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă? Nu sunt. Doamna director? Prin proiectul de hotărâre s-au propus în cadrul direcției de rezidența persoanelor cu transformarea unui post contractual vacant de administrator într-un post de inspector specializat de gradul 1A, iar de gradul aparatului de specializat al Consiliului Județean, transformarea gradului profesional din sectorul de vacant, în ediții publice vacante de sus de judecăți. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc și eu. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Mulțumesc, doamna director, domnul vicepreședinte, vă rog următorul punct. Vă supun atenție, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții cu astfel de rezultate, drum județean 241A, cu situl de sprijin la kilometrii 64, 65, 72, 74 și 75. Pentru realizarea acestor investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri, prin nota de fundamentare înregistrată la Consiliul Județean, propune aprobarea documentației tehnico-economice, proiect în faza studiului de fezabilitate, având numărul 349 din 2019, în propunere proiectantul SECE Inter Proiect SRL, următorul indicator tehnico-economice. Consolidare de drumul județean 241 a fost de sprijin la kilometrii 64, 65, 72, 74, 75, în valoarea revizul general de TVA de 12.089.103,84 lei. În momentul de față, sectoarele de drum județean 241A, unde se dorește a se realiza consolidarea fazei de sprijin, sunt afectate de mai multe alunecări de teren, determinând înclinarea rețelor tehnico-electrice. Datorită alunecărilor de teren de foarte dese, determinate de amplificarea fenomenelor meteorologice extreme manifestate în ultimii ani, s-au format ravene care sunt vegetalizate cu diferite specii de arbori, dezvoltându-se până aproape de limitele acostamentelor. Necesitatea consolidării consiliului de sprijin pe sectoarele de drum județean 241A, menționată anterior, este justificată prin degradarea continuă a taluzurilor, a șanțurilor și a suprafeței carosabile, amplificate și de schimbările climatice manifestate prin fenomene meteo instabile, afectând în acest mod siguranța traficului rutier pe sectoarele de drum județean precizate anterior și punând în pericol viața celor oameni participanți la traficul. Prin efectuarea acestor lucrări se dorește îmbunătățirea situației actuale a stării de viabilitate a sectorului de drum județean 241A, de pereastra localităților Lodișoara și Secuien din județul Bacău, având în vedere asigurarea unui trafic fluent și sigur, creșterea gradului de confort în circulație, reducerea frecventă a lucrărilor de întreținere și nu, în ultimul rând, asigurarea condițiilor de deplasare mult mai rapide pentru elevii care fac naveta la școală, precum și pentru ceilalți participanți la trafic. Față de cele prezentante, domnul președinte, vă rog. Stimați colegi, dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Nu sunt. Vă rog, domnule vicepreședinte, și următorul punct al ordinii de zi. Vă spun atenție, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții de recalibrare a poduri și reabilitare poduri de drumul județean 241 la kilometri 30, 31, 39, 40, 44, 46, 54, 56, 71, 72 și 76.
pentru executarea lucrărilor aferente proiectului Regiune Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, pe drumul județean 207D, drumul județean 241 și drumul județean 241A, finanțat prin COR 2014-2020 în cadrul axei prioritare 6, prioritate de investiții 6.1 punct, a fost necesară obținerea prețului de gospodărire a apelor numărul 20-21-3-2017 emis de Apele Române. Sectorul de drum menționat anterior se află în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri, conform contractului de administrare. Pentru realizarea acestui investiții, serviciul public județean de drumuri Bacău propune aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului cu numărul 133 din 2019, faza DALE, întocmit de proiectatul SECE Evalcons TEC-SRL cu următorii indicatori tehnico-economici. Recalibrarea albei poduri și reabilitarea poduri pe drumul județean 241 la kilometru 30, 31, 39, 40, 44, 46, 54, 56, 71, 72 și 76, având devizul general cu o valoare tot cu TVA de 8.748.866,15 lei. În contextul celor mai sus menționate, proiectantul propune următoarele lucrări. Lucrări de amenajare a terenului ce cuprind demolarea betoanelor existente din zona podurilor, defrișare, amenajarea drumurilor tehnologice, lucrări de poduri ce cuprind amenajare infrastructură pod, amenajare intradă, dos infrastructură, refacere sferturi de pod sau repararea pereurilor acolo unde este cazul, execuția arii de beton și amenajarea arii existente. Totodată, mai cuvânt și lucrări de amenajare a ce cuprind de colmatare, albe, amenajare canal periat de scurgere, siguranța circulației, dotările prevăzute în avizul de specialitate emisii de Apele Române, având ca durată de execuție de 30 de luni. Astfel, în vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță rutieră, este imperios necesară să efectua lucrările de reabilitare a podurilor și recalibrarea albelor aferente acestora de pe sectoare de drum menționat de mai sus. Față de cele prezentate, domnul președinte. Stimați colegi, este vorba, vă reamintesc că este vorba de drumul interjudețean Bacău-Neamț, pe o investiția totală se referă la 150 și ceva de kilometri, din care 95,5 kilometri sunt pe raza județului Bacău. Acest tronson a fost împărțit în trei loturi, conform procedurilor. E cu finanțare de la Uniunea Europeană prin programul operațional regional. Ne actualizăm un pic vis-a-vis de această investiție importantă, semnat contractul de finanțare la sfârșitul anului 2017. Au fost parcurse toate etapele de licitație și contestație. Două loturi, lotul 2 și lotul 3, sunt mai avansate în sensul că sunt în faza de proiectare, unul s-a finalizat și faza de proiectare este în faza de obținere a vize și în pregătirea pentru autorizația de construcție și sperăm ca în cel mai scurt timp să putem semna autorizația de construcție și după aceea să dăm drumul acolo la execuția lucrării. După cum vedeți, lucrările sunt complexe, sunt lucrări adiacente care intră și în sarcina și le vom executa din bugetul propriu al Consiliului Județean. Și cel de-al treilea, lotul 1, de la Traian, Prăjești, Dămienești, limită județ Neamț, sper să avem o veste bună, pentru că se află în faza finală de licitație. A fost reluată această licitație a doua oară și este în faza finală. Sper să avem un câștigător și să trecem și de faza de contestație ca să putem semna contractul de proiectare cu execuție. Deci, și sigur, conform procedurilor și ultimilor discuții care le-am avut atât cu proiectanții, consultanții,
și termenul necesar, trebuie actualizat documentația tehnico-economic, ceea ce asta am și făcut și am venit în fața dumneavoastră. Ca atare, dacă sunt intervenții pe acest material, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi face referire la un obiectiv de investiții din cele 8 ale Consiliului Județean pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 7 sunt pe drumurile județene, iar cel de-a 8-a se referă la reparații capitale, clădiri, centru școlar C11. Aici venim cu aprobarea indicatorilor tehnico-economice, vorba de actualizarea acestor indicatori, pentru că procedura prima dată a fost publicată în anunț pe 4-6-2018, dar din cauza nedepunerii de oferte până la termenul impus, procedura s-a reluat prin anunț în data de 16-7-2018, iar tot din cauza nedepunerii de oferte s-a reluat prin anunț în data de 3-1-2019. Iată, au fost de 3 ori scoase la licitație, nu s-a... Ultima dată s-au prezentat, au fost 2 oferte, dar s-a anulat datorită faptului că nicio ofertă nu a fost admisibilă. Ca atare, astăzi venim în fața dumneavoastră cu actualizarea acestor indicatori, urmând să dăm drumul la procedura de achiziție publică. Valoarea totală a investiției la reparații capitale, clădire, centru școlar C11, așa apare în inventarul domeniului public al județului, această, și așa este scris aici, valoarea totală a investiției de 6.112.374.000 lei, din care construcții montaj 4.743.338.000 lei. Prețurile includ TVA-ul de 19%. De altfel, în comisiile de specialitate, noastră ați analizat și ați discutat toate aceste aspecte, ați cerut informații de la direcțiile de specialitate. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi are legătură cu același obiect de investiții pe Programul Național de Dezvoltare Locală, în sensul că trebuie să modificăm articolul 1 la o hotărâre a Consiliului Județean a noastră din 2017 pentru a asigura de la bugetul local cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea acestui obiect de investiții, reparații capitale la clădire centru școlar C11 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Așadar, în consecință din valoarea totală actualizată a investiției pe care am menționat-o în proiectul anterior, adică 6.123.374.000 lei, conform devizului general actualizat, cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL sunt în sumă de 2.155.129.000 lei. Aceste sume va trebui să se regăsească în bugetul pe anul 2020. Față de cele prezentate, vă supun proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea noastră din 2017, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a acestor cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții pe care l-am menționat anterior. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru anul 2014-2023. Sunt adrese înregistrate la Consiliul Județean din partea operatorilor de transport, solicitări făcute din partea operatorilor de transport SC Stegaiu, SRL Săucești și SC Supervoiaj, SRL Moinești, au solicitat actualizarea programului de transport pe traseele județene numărul 27 Bacău-Sărata și traseul 122 Moinești-Comănești-Asău.
și propune diminuarea numărului de curse pe zi de la 8 curse pe zi la 7 curse, iar în ziua de duminică propune un număr de 3 curse pe zi în perioada octombrie-aprilie față de 5 curse pe zi care sunt în graficul de circulație. Și celălalt operator, Supervoiaș, propune de asemenea diminuirea numărului de curse pe traseu Moinești-Comănești-Asău de la un număr de 45 de curse la 40 de curse pe zi și totodată eliminarea stației din localitatea Asău pentru 17 curse pe zi. Aceste 17 curse vor circula pe ruta Moinești-Comănești. Solicitanții menționează că măsurile propuse sunt necesare a fi luat datorită faptului că numărul de călători care utilizează acest tip de transport s-a diminuat, iar în aceste condiții activitatea de transport nu se poate susține economic pentru plata cheltuielilor materiale și cu forța de muncă. De asemenea, reprezentanții autorităților locale, adică primarul Comunii Sărata și primarul Comunii Asau, au luat la cunoștință și sunt de acord cu propunerile de modificare a acestor grafice de circulație care ne le-au prezentat. Așadar, vă supun spre adoptare acest proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport rutier. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul consilier Humulescu, președintele ATOP, aveți aici o informare, vreți să faceți o scurtă, foarte scurtă sinteză, mai ales că astăzi, peste câteva minute, va fi și bilanțul la Inspectoratul Județean de Poliție, nu? Domnule președinte, stimați colegi, documentul pe care noi îl prezentăm astăzi este documentul principal de planificare a activităților de siguranță publică și acest document, practic, cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie să realizați de unitățile de poliție și de celelalte instituții de ordine publică în acest stat. Acest document a fost avizat de către autoritatea teritorială de ordine publică, s-a distribuit la mapă și, ca urmare, să voi prezenta doar câteva concluzii. În primul rând, doresc să vă asigur că în construcția acestui document am respectat obiectivele prevăzute în Strategia Națională de Apărare și în Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică. Am ținut cont de evoluția situației infracționale din județ și de eficiența măsurilor care au fost întreprinse în perioada anilor în 2019 și în anii precedenți pentru a menține ordinea publică în județ și de asemenea am ținut cont de situațiile cu care noi ne-am confruntat în această perioadă și care ne-au creat o serie de probleme în demersurile noastre. O a doua concluzie este că prin acest document noi propunem să desfășurăm acțiuni și activități care să prevină și să combată toate tipurile de infracțiuni. Totuși, sunt prevăzute în planul strategic o serie de priorități. În primul rând, sunt avut de vedere infracțiunile de mare violență care de regulă se finalizează cu pierdere de vieți omenești, infracțiunile în traficul rutier care de multe ori conduc la accidente grave, soldate cu morți și invaliditate, infracțiunile ce privesc regimul armelor și munițiilor, traficul de persoane, practicile de ofertare a serviciilor sexuale, comercializarea și consumul de droguri. De asemenea, avem în vedere activități care se combat o serie de infracțiuni care au proliferat și au luat amploare în ultima perioadă. Și aici avem în vedere infracțiunile din domeniul silviculturii, infracțiunile de furt din patrimoniul de stat și privat, infracțiunile împotriva persoanei, braconajul, specula, comerțul la negru și alte infracțiuni care sunt prezentate pe larg în acest document. Vă informăm că prin modul în care s-a fost construit acest document, am pus accent în mod deosebit pe acțiuni de prevenție,
încercând să determinăm personalul să fie mai eficient în acțiunile de cercetare și staționare a infracțiunilor pentru a putea să fie mai prezenți în acțiuni educative desfășurate pentru a preveni comiterea de abatere de la ei. De asemenea, doresc să vă informez că planul strategic pe care îl prezentăm astăzi este completat și de o tematică orientativă pe care noi am aprobat-o în luna septembrie, ca răspuns la ceea ce s-a întâmplat la fenomenul Caracap și care în prezent este în derulare. Planul are valabilitate pe tot parcursul anului 2020. Noi, autoritatea teritorială de echipa actuală, ne încheiem mandatul în luna iunie, dar vom asigura transferul, deci la fel de noua echipă, astfel încât prevederile din plan să fie respectate. În ceea ce privește, atât că vom acționa în interiorul mandatului, vom respecta prevederile de lege de a prezenta informări de care să referitoare la modul în care activitățile din plan sunt derulate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și președinte Humulescu, președintele ATOP. Consiliul Județean a sprijinit în toți acești ani activitatea de prevenire legat de acțiunile pe care le-a întreprins de plan și, sigur, am dat și sprijinul din punct de vedere al finanțării acestor acțiuni în limita bugetului pe care noi l-am avut în fiecare an, dar atenția noastră a fost prioritară pe această activitate de a preveni și este și mai ieftină, de altfel, decât după ce se întâmplă, pentru că nu mai putem noi interveni aici, intervin alte instituții ale statului să-și facă datoria și e mai ușor să intervin. Așadar, vă mulțumesc și am ajuns, dacă mai sunt intervenții, domnul Olteanu. Raportul privind DG 112 pe conținerea de care para ne asigură atunci domnului Consiliu Județean că are 36 de intervenții din raport pe masa de bună lucru acum. Vă mulțumesc, bun să le distrug dacă... Data viitoare, Doamne, Chita, apropo de monitorizarea centurii. Da. Este o hotărâre a Guvernului din 6 decembrie, prin care s-a aprobat declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată situate în amplasamentul suprimat prevăzut pe coridorul de expropiere a variantei ocolitoare la Bacău. Dacă ați fi monitorizat cu atenție, ar fi trebuit să faceți toate demersurile pentru a încheia aceste proceduri de expropiere. De ce? Să putem da autorizația de construcție pentru lucrările care trebuie efectuate pe această zone. Suntem în imposibilitatea de a da această autorizație de construcție acum și cred că până la 1 martie este aproape imposibil, pentru că nu... Deși dată de 6 decembrie, nimeni n-a luat-o în calcul și nu s-au făcut demersurile necesare pentru a încheia procedurile de expropiere pe zona respectivă. Așa că vă rog să fiți implicat dacă tot ați amintit de monitorizarea centurii. Domnule președinte, la monitorizarea centurii este o comisie, da? Care o știți foarte bine. Dumneavoastră ați menționat că monitorizați asta. Și vă rog să vă implicați. De la noi nu ne-ați spus, dar nu cred în indicare. Doar unde aveți interese, ne-ați invitat la drăguțea. Dar aici nu ne-ați invitat. Noi o laboratoare ne ocupăm de bani. De astră, vedeți și faceți. Da? Sau, trebuie să invitați și noi, comisii. Mulțumesc.
Noi intrăm sub bărerea, dar ne stăniți zâmbete. Domnule Chita, fostul dumneavoastră coleg, fostul nostru coleg, domnule, dar el are echipa asta. Dumneavoastră ați confundat. Doamna secretar, vă rog, din punct de vedere, domnule Chita, numai un pic, ca să nu vorbim. Domnule Chita, numai un pic. Chita, oricând. Domnule Vice, oricând. Vă rog. Dar dumneavoastră sunteți în curaj? Domnul vicepreședinte, numai un pic. În curaj? Domnule Chita, haideți să nu intrăm. Domnule Chita, numai un pic. De dimineață, domnule Chita. De dimineață? De dimineață? De dimineață, sunteți în curaj. Vă rog frumos, vreau doamna secretar a județului să facă o mențiune din punct de vedere juridic vis-a-vis de aceasta. Vă rog. Vreau doar să spun că știți foarte bine că la nivelul prefectului județului Bacău s-a constituit mai de mult timp și a fost preluată și de fostul nostru coleg, s-a constituit această comisie de lucru pentru șoseaua de centură și ne-am întâlnit în luna decembrie, unde ni s-a promis că vom primi în luna decembrie, până la finele lunii decembrie, vom primi decizia de expropiere. Ne-am întâlnit din nou în ianuarie, chiar în prima săptămână anului, unde am fost anunțați că aveam undeva pe la sfârșitul lunii februarie vom primi această decizie de expropiere. Iar din decembrie deja erau discuții să dăm noi autorizația de construire ca să poți să eliberezi autorizația de construire, trebuie să faci dovada dreptului de execuție. Iar această decizie este doar primul pas, pentru că odată obținută va trebui continuat demersul și cu o înregistrare și cu cărțile funciare și așa mai departe. Deci, într-adevăr, sunt undeva întârziate cu două luni procedurile astea de obținere. Deci despre asta vorbim. Nu noi am spus, mea s-a spus că monitorizați. Dacă tot monitorizați, vă rog să vă implicați. Mulțumesc. Dacă mai sunt la diversii, dacă nu, eu vă mulțumesc mult, vă doresc o zi bună și la mulți ani tuturor care astăzi sărbătoresc Vasile, Ioan și Grigore.